Noi măsuri de urgență au fost cerute de prefectul de Vâlcea, Tiberiu Costea, în recenta ședință a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, după descoperirea doi porci mistreți, unul în fondul cinegetic Cozia, al doilea la băile Govora. În fericire, dacă pot să spun așa, pe gospodăriile personale, nu s-a mai identificat niciun caz de pestă porcină africană. Din nefericire, încă două focare de pestă, respectiv Cozia și Govora, cu buletine de analiză pozitiv. Ieri am avut convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, proiectul de urgență, care bineînțeles că a fost adus la cunoștință planul de măsuri cu tot ceea ce este necesar pentru a încerca, sperăm cât mai repede, să localizăm și să ținem sub control acest virus. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, Gabriel Miclea, a precizat că în prezent mai există o suspiciune de pestă porcină africană la un porc domestic dintr-o gospodărie din comuna Dăiești, dar se așteaptă rezultatele probelor trimise către laborator. Până acum, în județul Vâlcea, au fost identificați 58 de porci mistreți morți și s-au identificat 10 focare de pestă porcină africană la porci din gospodărie.